O, în construcție, în construcție era. Dar soțul mi-a murit de 8 ani de zile și n-am mai putut face nimic, că eu am fost 5 ani de zile bolnav, am avut probleme. Boala asta lumească care este acum cu cancer. Acum e plecat o nepoță, e plecat din Danemarca. Spera o să nu văd o parole, spera să vii să termine. Dar el astăzi, uite ce a făcut. Asta. Dar ce s-a întâmplat practic cu casa? Cu casa? Da. Deci, acum de la asta a luat acoperișul mai din în spate, dincolo, și a trecut de deasupra. A trecut dincolo și a luat acoperișul tot, că era casa, gata, era o casă bună. Și după aceea au depozitat tot acoperișul la grădiniță. Și la mine în curte, că mai am două case, acolo unii magazinul și partea cealaltă și pe cele mi le-au distrus. Câte? Patru case? Da. Dar spuneți-mi, aici zidul era în picioare, nu? Da, în picioare, sigur, da. Că era trebuie să turnat placă de acum. Să toarnă centura și placa. Și avea și pentru sus, că am de viză făcut un pietru. Ce să fac? Cum vă numiți? Am crezut Iordache Silvia.